Stăm înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Ne-am rugat pentru noi, pentru cercetare, ca Domnul să ne cerceteze. Am uitat să aduc de la începutul rugăciunii pe frații care au plecat la Birgenbank, la o biserică, de acolo două sau trei mașini. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe acolo în călătoria lor. Și de acum nu-i târziu să-i aducem aminte rugăciunea noastră și credem că Domnul este cel la care va da izbăvire și îndurare. Ne rugăm ca călătoria lor și tot ce vor face acolo să fie sub privirile Domnului. De asemenea, frați și surori, suntem la cina cea de taină. Dorim să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Apoi, mai mult de atât, am citit textul acesta care spune cuvântul lui Dumnezeu despre doi oameni care s-au plecat din Ierusalim. Mă gândesc că oamenii aceștia, pentru că spune cuvântul Dumnezeu, când s-au întors la cei 11. Înseamnă că făceau parte din partea ucenicilor când Domnul a trimis cei 70 de ucenici, care spune cuvântul lui Dumnezeu, când a făcut marea trimitere să meargă să propovădească Evanghelia și când s-au întors înapoi, probabil și ei au fost dintre cei care au spus: Doamne, și duhurile ne-au fost supuse în numele Tău. Însă, dragii mei, oamenii aceștia, la un moment dat, după ce au văzut toate aceste minuni, după ce s-au bucurat de frângerea pâinii, după ce s-au bucurat de lucrarea minunată care Domnul a stat pe munte și a rănit 5.000 de bărbați plus femei și copii, după ce au văzut toate lucrările acestea frumoase, s-a întâmplat o zi pe care de multe ori se întâmplă și în viețile noastre, pe care nu le dorim să ne se întâmple. Dar fiecare dintre noi avem o zi care se întâmplă în viața noastră, o zi neprevăzută. O zi în care de cădere de deznădejde sau o zi în care ne depărtăm de Dumnezeu, probabil. Oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, la fel și ei. Au fost la toate lucrările acestea frumoase, la părtași, la bucuriile, dacă pot să spun, la minunile Domnului Iisus Hristos pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos sub privirile lor. Dar a venit o zi când oamenii aceștia au căzut în deznădejde după tot ce au văzut, după toată bucuria aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au îndepărtat de templu și măcar că Domnul le-a vorbit: să nu vă îndepărtați de templu până când nu veți primi o putere. Aleluia! Problema noastră este că ne îndepărtăm de templu, de casa lui Dumnezeu. Și în momentul când ne îndepărtăm de templu, de casa lui Dumnezeu, ni se întunecă ochii. Și nu mai putem să vedem binecuvântările Domnului, lucrarea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute în seara aceasta să putem înțelege fiecare dintre noi că venirea noastră la templu, la casă de rugăciune, la biserica Domnului, are o mare valoare. De ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor, capitolul 2, spune cuvântul Domnului? Biserica primară era nelipsită de la casa lui Dumnezeu. Era în cerere, în rugăciune, în frângerea pâinii și mulțumire înaintea lui Dumnezeu. E un lucru foarte important pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Să fim părtași la casa Domnului de fiecare dată. În momentul când ne îndepărtăm de casa lui Dumnezeu, vine păcatul peste noi. Vine păcatul și păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că el stă și bate la ușă în fiecare zi. El bate. Și într-o zi va avea puterea asupra ta din cauza, pentru că tu te-ai împărtășit o dată, sau poate de două ori, sau poate de trei ori într-un an la cina Domnului. Pentru că tu de celelalte dăți n-ai avut timp, pentru că tu te-ai îndepărtat din casa lui Dumnezeu. Tu ți-ai căutat probabil alte preocupații decât cei ce trebuia să fii în casa lui Dumnezeu. Însă mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne putem înțelege chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o la fiecare. Chemarea aceasta Dumnezeu ne-a făcut-o la toți în întregime. A spus: mergeți până la marginile pământului, vestiți și propovăduiți Evanghelia cuvântului Dumnezeu. Cine crede și se botează va fi mântuit. Și am primit mântuirea aceasta în dar de la Dumnezeu. Pentru că într-o zi, fiecare dintre noi am stat în apă botezului și am mărturisit credința în fața Creatorului. Și în credința aceasta, mărturisirea noastră de credință pe care noi am mărturisit, am promis Domnului că vom sluji până la capăt. Însă la un moment dat am căzut din deznădejde pentru că așteptările noastre de multe ori sunt din partea fraților, probabil. Sau de multe ori din partea prietenilor, sau de multe ori din partea părinților, sau de multe ori din partea copiilor. Și cădem în aceste deznădejde multe ori și ne prinde flama aceasta și la un moment dat ne îndepărtăm de casa lui Dumnezeu și începem să rostim și noi aceleși cuvinte pe care le-au rostuit ucenicii aceștia doi. Trăgeam nădejde că va fi așa.
Eu am crezut că se schimbă toate lucrurile în momentul când se va întâmpla așa. Și fiecare dintre noi ne pune nădejde într-o anumită situație. Însă ce ferice de aceștia doi ucenici că Domnul vine în urma lor și călătorește pe drumul călătoriei lor, călătorește și Domnul cu ei. Ce rău este când te îndepărtezi de casa Domnului, de timpul Domnului și când Domnul nu mai este cu tine în călătorie ta, că probabil Domnul nu poate să iei parte în locul unde tu te duci sau în locul unde le ducem sau în locul unde stăm. De multe ori poate Domnul nu poate să iei parte la lucrările acestea. Și atunci ne ducem pe cărarea aceasta pocăință și ne îndepărtăm de Domnul și de cuvântul Domnului și cădem în aceste dezădejde, dar fericii de cei care chiar dacă se întâmplă anumite evenimente în viața lor și Domnul se duce cu ei pe calea aceasta pocăinței, îi întreabă din urmă, ce faci, unde ești? Păi tu ești copilul lui Dumnezeu, tu ai făcut legământ cu Domnul în apa botezului, tu ai mărturisit de credință în fața mărturilor văzut și nevăzut, aleluia! Și într-o zi ai spus că vrei să-L slujești pe Dumnezeu! Și astăzi, care este purtarea ta? Care sunt motivele tale, confortul sau lucrurile pe care te îndepărtează de casa lui Dumnezeu? Dragi frați și surori, e timpul și vreme din urmă în care să strângem ulei în vasele noastre. Mărire Domnului! Și mă rog ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta și cred din toată inima că Domnul este acela care ne va binecuvânta mărirea lui Dumnezeu. Dar dacă mergem pe drum și dacă Domnul nu vine cu noi, cine ne va deschide ochii? La cine se întâmplă lucrare miraculoasă? Pe care spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce le-a vorbit din cuvântul Domnului, încă le erau împiedicați ochii să vadă. S-ar putea să auzi cuvântul Domnului predici cele mai bune sau cele mai sofisticate predici până în momentul de față, sau cei mai buni oratori care predică cuvântul lui Dumnezeu. Însă la ce-ți folosești dacă tu nu vii la casa Domnului? La ce-ți folosești dacă tu ești îndepărtat de templu, de frați, de surori? Îți folosește la ceva? Nu-ți folosește nimic la nimic. Doar că ucenicii aceștia au înțeles. Cuvântul Domnului spune că i-ar dea unde? În inimă. Dacă nu te mai arde cuvântul Domnului în inimă și dorul de casa lui Dumnezeu și de rugăciune, ești pe o cale rătăcită. Cântarea spune, mă duc la rugăciune să-i caut pe frații mei. Nu pe ei caut, ci ei caut pe tine. Pe cine cauți la rugăciune? Mă rog ca Domnul să ne ajute în felul acesta să putem sta la dispoziția lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să înțelegem că Domnul ne-a făcut o chemare așa de frumoasă, dragii mei. De ce mă rog ca în seara aceasta, având în vedere că stăm la masă cu Domnul, să putem lua parte la masă cu Domnul, să nu ne depărtăm. Ce faci dacă tu nu ești pregătit astăzi pentru a sta la masă cu Domnul și Domnul vine la noapte, vei fi luat, vei rămâne pentru judecata lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu ești pregătit astăzi, nu ești pregătit nici la noapte. Dacă nu ești pregătit acum, nu ești pregătit nici mâine. Noi trebuie să fim pregătiți întotdeauna. Pentru că Fiul omului va veni în ceasul care nu vă gândesc, spune cuvântul Dumnezeu. De ce mă rog ca Domnul să ne ajute să fim pregătiți întotdeauna în cuvântul Evangheliei, în așteptarea și grăbirea Mântuitorului Domnului nostru Iisus. Și să putem striga prin Duhul Sfânt. Maranata, vino Doamne Iisuse, aleluia! Și în felul acesta, Dumnezeu ne va binecuvânta, slăviți să fie Domnul! Mă rog ca Domnul în seara aceasta să facă o minune! În momentul când frații se vor ruga pentru Osima, când se vor ruga pentru Lodoviței, să se deschidă ochii, să vezi împărăția lui Dumnezeu! Pentru că asta se întâmplă la vrângerea pâinii! La vrângerea pâinii! Domnul face minuni, Domnul deschide ochii și să putem vedea lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De ce aș dori ca fiecare dintre noi în seara aceasta, dacă stăm la masă cu Domnul, să stăm la părtășie Duhului Sfânt și în felul acesta, Dumnezeu ne va binecuvânta. Să nu ne facem boptul când fratele păstor ne spune, sau fratele presbiter, sau fratele diacon, când ne vorbește din cuvântul Domnului și spune, în felul următor, noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că noi nu trebuie să facem lucrarea cu nebăgare de seamă. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu multă băgare de seamă. Aleluia!
De aceea suntem în casa lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta, fiecare din noi să putem veni la casa lui Dumnezeu. Și cred că Domnul este acela care ne va binecuvânta pe fiecare. Să nu trebuie de fiecare dată frații dirijori de la cor să spună: fraților, dar de ce n-ați venit la cântare? A, păi a fost bank holiday. Era very important pentru a merge undeva la camping, undeva un grătar frumos cu prietenii și așa mai departe. Dacă vine Domnul la noapte, ce este mai important? Bank holiday? Un grătar, un șnițel sau întâlnirea cu Domnul? Eu vă las pentru dumneavoastră să răspundeți fiecare dintre dumneavoastră. Eu cred că cel mai important lucru din viața noastră este să putem sta la masă cu Domnul. Doamne, ajută-ne în direcția aceasta. Ca fiecare dintre noi să punem prima dată ca preț de prețuire să fie casa lui Dumnezeu. Ca preț de prețuire să stăm la masă cu Domnul. Și în felul acesta se întâmplă câteva evenimente. Primul lucru, ni se deschid ochii. Doi, capeți viață de la Dumnezeu. Oricine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, capătă viață în el însuși, spune cuvântul Domnului. Tu n-ai putere în rugăciune și stai cu ochii deschiși. De multe ori, pentru că tu te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Pentru că viața din tine însuși nu mai există. Mă rog ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta. În momentul când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, să primim viață noi însuși. Amin. Viața nu se primește odată la 3 luni. Nu se primește odată la 3 luni. Nu odată la 6 luni, nu odată la 1 an. Viața ar trebui să primească fiecare zi. Amin. Asta spune biserica primară în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Noi nu suntem aici, eu nu sunt aici doar ca să spun la voi întâmplării din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a așezat aici să spun adevărul. Pentru că la lucrarea aceasta ne-a chemat Dumnezeu. De ce mă rog? Ca Duhul Sfânt să cerceteze adunarea. Amin. Duhul Sfânt să cerceteze toată biserica în Shaddai. Și să putem înțelege voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Duhul Domnului ne va conștiința mintea, inima, rațiunea, în care să putem veni la casa Domnului. Și Domnul este acela care va lăsa ungere peste toată lucrarea, mărirea Domnului. Amin. Cred că Duhul Sfânt e în adunare. Și Duhul Sfânt e acela care vorbește inimilor noastre. Bărbatule sau femeie sau oricare ești din adunare în seara aceasta, dacă n-ai putere pe cale, primul motiv este că te-ai îndepărtat de templu, de făgăduința Mântuitorului pe care Domnul a spus să nu vă îndepărtați de templu. Doi, este că nu mai ai viață în tine însuși, pentru că nu iei cina când vrei tu. Tu trebuie să fii pregătit întotdeauna. Nici măcar n-ar trebui să se spune cum spunem noi de fiecare dată cu o săptămână înainte, sâmbătă sau duminică, va fi cina Domnului. Nu, dragii mei! Noi ar trebui doar să punem pâinea și vrioduvinței pe masă și să spunem: azi e cina! Și toată biserica să zică amin! Asta ar trebui să fie biserica Domnului. Nu de fiecare dată, frații păstori, slujitori, să trebuiască să spună: azi e cina lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul din ceruri să ne ajute să fim conștienți pentru lucrarea aceasta. Mărire Domnului! Aș dori să ne ridicăm în picioare și dorim să facem o rugăciune în direcția aceasta. O rugăciune în care să ne cercetăm, în care să-i spunem Domnului: Doamne, știm, suntem vinovați. Suntem vinovați în purtarea noastră, în gândirea noastră. Dar te rugăm frumos, iartă-ne, ajută-ne. Vrem să mergem pe calea aceasta pocăință, vrem să mergem cu tine împreună. Rămâi cu noi, că și e spre seară. Băi, poți să-i spui încă o dată în seara aceasta: rămâi cu noi. Că și e spre seară, rămâi cu mine seara aceasta. Rămâi cu familia mea, rămâi cu copiii mei. Mai poți să-i spui lui Iisus asta? Mâine te vei te culca, dar nu știu dacă te vei trezi. Nu știu dacă vei mai putea spune copilului tău sau mamei tale sau fratelui tău. Nu știu dacă vei mai putea spune lui Iisus: rămâi cu mine. În seara aceasta mai poți spune odată: rămâi cu mine, Iisuse, că e spre seară. Vrem să stăm la masă cu tine și vrem să ne deschizi ochii ca să vedem mărire Domnului. Dorim să ne rugăm cu toții în rugăciunea aceasta, într-o rugăciune de cercetare. Și apoi, când rugăciunea va înceta, fratele diacon Daniel Ciurda și cu fratele din împreună se vor ruga pentru rodovițe și pentru Ozima. Domnul Iisus să binecuvinteze lucrarea aceasta. Amin. Tată din ceruri.